Sfânta Mucenică Filofteia de la Curtea de Argeș, calendarul romano-catolic și cel greco-catolic îl au pe Sfântul Ambrozie, respectiv Ambroziu, iar la nivel internațional este Ziua Aviației Civile. Cu asta punem punct pixelului pe astăzi, rămânem alături de TV Beat și de Ziarul Orizont pentru cele mai calde și importante știri. Ne revedem luni la Pixelul Albastru, să aveți un weekend excelent, toate bune! Liliana Romaniuc este soție, mamă, profesoară și formator internațional. A înființat prima școală particulară din Iași, unde sute de destine au fost schimbate prin educație și sprijinul primit. A condus Inspectoratul Școlar Iași, unde a adus 20 de milioane de euro din fonduri europene și astfel mii de profesori au beneficiat de formare. A lucrat cu pasiune, dedicare și responsabilitate, cu încrederea că avem nevoie de schimbare și de modele demne de urmat. Votează dedicarea și pasiunea. Votează schimbarea. Liliana Romaniuc, deputat. Este apreciat de primarii din Pașcani și comunele din împrejurimi pentru că i-a sprijinit să obțină bani pentru investiții. Este cunoscut că nu se dă bătut, că insistă până ce rezolvă problemele celor care l-au trimis în Parlament. Este apreciat până și de cei care au fost adversari politici. Este Neculae Rățoi, unul dintre cei mai respectați deputați ai României. Votați un deputat cu experiență pentru vremuri mai bune. Votați USL pentru o Românie puternică. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Bine. Iată că am ajuns la ultima emisiune electorală pentru alegerile generale care vor avea loc peste două zile, mai exact duminică 9 decembrie 2012. În această seară ne vom întâlni cu cei trei candidați pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcani pentru a discuta despre reforma în justiție, reforma în educație și sănătate. Începem așadar cu primul invitat din această seară. Este vorba despre domnul Neculae Rățoi, candidatul USL pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! După pauza de publicitate ne vom întâlni și cu ceilalți doi candidați. Domnule Rățoi, haideți să discutăm așa cum am discutat și cu ceilalți invitați de până acum. Pentru început, cu reforma în justiție, reforma legislativă, așa cum o vedeți dumneavoastră, așa cum o vede USL-ul, așa cum ar trebui să se întâmple în viitor, în următorii 4 ani de zile. Se vorbește din ce în ce mai mult în ultima perioadă despre faptul că este necesară modificarea Constituției cât mai repede. Asta deoarece forțele politice, guvernul, președinția au opinii diferite și iată, având în vedere că conținutul Constituției nu a fost actualizat, sunt diferite interpretări, diferite nuanțe care până la urmă au adus România în numeroase crize politice și administrative. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că este posibilă o asemenea modificare a Constituției în perioada imediat următoare și care ar fi punctele esențiale unde ar trebui modificată? O altă întrebare este dacă România ar trebui să fie Republică Prezidențială, să rămână Republică Parlamentară sau Monarhie Constituțională? Domnul Cătălin, de modificarea Constituției se discută de foarte mult timp. S-a pus problema să facem modificări la Constituție și în perioada celor 4 ani care se încheie peste 2 zile sau peste
două zile, că ce mai avem. Dar nu a fost posibil să întrunim două treimi, cum îi spune legea. Cine s-a opus? Nu știu dacă s-au opus, dar ca să faci, eu știu, schimbări și modificări în Constituție, eu știu, peste noapte, hai mâine modificăm Constituția. Așa nu este posibil. Trebuie gândit, trebuie făcut o comisie de oameni care să pricep, să facă legi, nu vine politruci ăștia, gata, hai schimbăm Constituția. Deci Constituția trebuie schimbată, dar trebuie gândit ceea ce facem, că așa s-au făcut, s-au adus amendamente și acum vreo câțiva ani și tot așa am rămas. Și vedeți ce scăpări are Constituția? Vedeți cum domnul președinte folosește tot Constituția? Dar el folosește din Constituție numai ce îi convine lui. Nu spune... El nu spune că nu respectă Constituția, el o respectă tot timpul și o încalcă în fiecare zi. Vedeți? Și tocmai de asta noi am gândit, domnule, dacă facem o reformă la Constituție, facem o Constituție care să dureze, nu facem acum și peste 4 ani iar să o modificăm. În primul rând, eu știu, trebuie să facem Constituția și să arătăm în Constituție că în justiție n-are ce căuta factorul politic, domnule. Ce caută factorul politic să mă duc eu să desenez Curtea Constituțională? De ce? Că a adus politruși la toate partidele, dar ultimul politruc a fost de la PDL-ul ăsta, că a luat un om care, nu știu, da, n-a fost jurist. A fost un profesor pe la universitate, pe la Boc, pe la Cluj, l-a adus în Parlament și pentru el s-a votat a doua oară. De ce s-a votat a doua oară? Că am avut un jurist bun, Valeriu Dornean, care l-a pus în discuția Parlamentului, l-am aprobat în prima zi când am început noi luni și marți a venit și a spus, nu, domnule, știți că mai trebuie două voturi. Cum, doamnă, mai trebuie două voturi? I-am spus lui Roberta, mai trebuie două voturi. Că așa a spus Boc și cu domnul Băselu, că altfel nu se poate. Și a început și am stat până noaptea la două până ce l-au ales pe profesorul ăsta de la Cluj. Ori între profesor și ăla care practică, un profesionist de la Înalta Curte de Casație și care are 7 sau 10 ani de experiență, e mare diferență. Și l-am ales pe profesorul de la Cluj și ați văzut ce a făcut cu referendum. El asta a căutat, PDL-ul, a căutat să aibă majoritate la Curtea Constituțională, ca să facă ce vrea. Altă prostie care a făcut-o și acum suferim toți și populația. Noi vorbim de reducerea numărului de parlamentari. Sunt de acord. Dar când noi am făcut lege și am trimis-o, am aprobat-o în Parlament, PDL-ul s-a ridicat și a spus nu, o trimitem, o reclamăm la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională ce a făcut? A spus, nu e bună legea care ați făcut-o voi, PSD-ul cu PNL-ul, USR-ul. Și ce a făcut? Rămâne așa. Și am în loc de 400 și cât avem noi de parlamentari, mai suplimentăm acum cu 80 de parlamentari. Cine suportă cheltuielile astea care sunt? Curtea Constituțională? Întrebarea, cine este de vină? Păi cine este de vină? Curtea Constituțională. Oamenii de acolo, politrucii de acolo, care nu sunt juriști adevărați, domnule, nu au experiența asta. Eu pus partidele, trimite-l pe ala lui. Am înțeles. În opinia dumneavoastră, înțeleg, prin modificarea Constituției ar trebui să fie precizat foarte clar ca membrii Curții Constituționale să fie oameni profesioniști, să fie de la nota, nu fie da? Pe criterii politice. Are, băi, eu știu, înțeles. Politicul. Bun. CSM-ul, eu știu, dar acum vedeți noastră și CSM-ul l-a politizat, domnule. Nu mai știi cum, ce trebuie făcut și... Am înțeles, dar în ceea ce privește reforma legislativă, observați și dumneavoastră că instanțele sunt pline, judecătorii abia mai fac față. În loc să judece în tihnă câte 4-5 dosare, au câte 20-30 de dosare la zi.
Ce ar trebui făcut așa încât oamenii să nu mai meargă prin tribunale ani de zile? Sunt procese care durează foarte mult, 7, 8, 10 ani de zile. Ce ar trebui modificat așa încât în instanțele din România să nu se mai judece la comandă politică? Tocmai asta noi vrem ca noua Constituție, care o să o modificăm, să eliminăm factorul politic, să nu se amese și factorul politic în justiție. Ce are? Nu vedeți, acum are un termen, vede cum e termenul ăsta și după aceea se implică ori președintele, ori primul ministru, ori... Astea sunt speculații, declarații politice. Nu sunt declarații politice. Ce credeți dumneavoastră că e... Pinăsasă cât l-a dus, domnule? De ce l-a dus Pinăsasă 8 ani sau 10 ani l-a dus cu procesul? Trebuie să judece, domnule. Am așa toate datele că e încălcat legea, treci la judecată. Și în maxim un an de zile, maxim 2, maxim un an, nu 2, trebuie să-i dea verdictul. Așa că acum a spus, nu, domnule, îți dăm exemplu ca să nu mai facă alții așa ceva. Dar ce-a făcut Pinăsasă? Sunt oameni care au, eu știu, evazioniști neștie. Ce-a făcut ăsta de la finanțele publice, de la ANAF? Au încălcat. Ce-au făcut ăia de la vamă? S-au uitat totul. Ce fac judecătorii dacă e? Tot e pace scăpați. Ce-a făcut cu ăsta care e cu avionul și cu aeroportul care vrea să-l facă la Arad acolo, regele asfaltului? Păi justiția noastră ce a făcut? N-a văzut nimeni, parchetul n-a văzut nimeni că ăsta, banii europeni, i-a cheltuit pentru avion și pentru să cumpere pământ, să facă și n-a făcut drumurile. A venit ăla din Portugalia, s-a dus la Uniunea Europeană, l-a reclamat, a venit anchetă la Uniunea Europeană și l-a găsit vinovat pe ăsta și l-a arestat. Altfel să știți că dacă nu făcea portughezul și acum ăla ne lua banii și îi împărță cu pedeliștii și nu mai făceam drumuri. De asta nu avem nimic. Am înțeles. Foarte, foarte pe scurt pe același subiect. Vorbeam la începutul emisiunii de faptul că România are nevoie de legi mai bune. Și din cauza faptului că legile sunt cu multe sensuri, cu multe înțelesuri, să zic așa, iată că, pe de o parte, președintele interpretează, de exemplu, Constituția într-un fel, juriștii sau guvernul sau parlamentarii într-un alt fel. Ce ar trebui făcut așa încât România să aibă legi mai bune, legi mai clare, care să dăinuiască zeci de ani de zile, să nu fim nevoiți să le schimbăm la fiecare mandat parlamentar sau guvernamental, să schimbăm și legile? Domnul Cătălin, președintele interpretează cum vrea el. Îi convine să pui premier pe respectivul bine. Nu, convins și nu, domnule, nu se poate. Dar în Constituție spune un partid sau o alianță politică care are majoritatea și care poate să strângă majoritatea în Parlament. Ăla va fi primul ministru. Că-l trimite, că vrea el să-l trimită pe, eu știu, poate îl pune înapoi pe bloc, pe boc ăsta, poate îl pune, sau pe Blaga. Dar cum să-l pui pe Blaga dacă nu câștigă ADR-ul ăsta? Eu vă spun, primul ministru, indiferent ce spune domnul Băsescu, primul ministru va fi premierul Ponta, el va fi în continuare. Bun, el a fost aprobat într-un congres. Și dacă nu? Dacă nu va nominaliza, dacă nu va fi de acord. Dar dumneavoastră nu știți ce urmează? Suspendarea lui. Imediat de convoc a doua zi, îl suspendăm și iar începe bârciul. Bun. Da, vă spun eu că nu se va ajunge ei să nu-l nominalizeze pe Ponta. Ponta a fost aprobat de Congresul USL-ului, atât de către peneliști și PSD-iști. S-a stabilit în Congres că va fi premier și, eu știu, Antonescu va fi președinte, va candida la președinție. Asta e... Da, doar numai să... Dar indiferent că iese sau nu iese, dar Ponta va ieși parlamentar. Nu se poate că s-a dus Diaconescu ăsta cu, care e în legătură cu Băsescu să-l concureze pe Ponta acolo. Ăsta care minte toată lumea asta, domnule. Și el e cel mai corupt, ne faci pe noi ciocoi, dar el e cel mai mare ciocoi, domnule. Nu noi suntem. Bun.
Domnule Rățoi, vă invit să discutăm și despre reforma în sănătate. O reformă mult așteptată, în special de români. Românii care au nevoie de ajutor din partea statului, au nevoie de sprijin pentru ca poporul român să fie un popor până la urmă sănătos. Știți și dumneavoastră că în sistemul de sănătate, de fiecare dată când arătăm cu degetul asupra problemelor din sistem, se invocă faptul că nu sunt bani. Nu sunt bani suficienți, deși românii cotizează, mai mult sau mai puțin, dar cotizează, dau din salariile lor sume substanțiale la bugetul de sănătate. Ce ar trebui făcut așa încât sistemul de sănătate să fie reformat, așa încât serviciile publice, serviciile de sănătate să fie mult mai bune decât până acum, să fie comparabile cu cele pe care le găsim, iată, în alte state din Uniunea Europeană. Ce ar trebui făcut ca medicii să fie plătiți mai bine? Pentru că, vedeți și dumneavoastră, medicii buni pleacă în străinătate. Înainte de a vă spune cu sistemul de sănătate, vreau să mai spun o problemă foarte importantă care o să introducem la Constituție, cu fugare, cu fugare ăștia de parlamentari care fug dintr-un partid în altul. Trebuie să introducem în Constituție și nu mai avem traseismul ăsta. Că ăsta a făcut și a stricat și a făcut boc ce a vrut. Referitor acum la sistemul de sănătate, eu vreau să vă spun dumneavoastră că sistemul de sănătate a fost ignorat complet de către guvernul PDL-ul ăsta, domnule. Te duci în spital acum, am avut azi o discuție cu un coleg de-al nostru, da, nu mai spun că nu mă simt după aia eu bine, am avut astăzi o discuție, ăștia au nenorocit sănătatea, domnule. Au închis spitale, au închis 70 de spitale, domnule. Acum USL-ul deschide spitale, câte unul nu poți să le deschizi pe toate, când au stat închisă, eu știu, n-au fost încălzite, s-au luat aparatura, dar tot deschide câte un spital și tot, până le deschide pe toate, nu se poate, ăștia le-a închis. Construim spitale noi, sunt parte, că veni vorba de Constituție, o să împărțim pe regiuni țara asta. O să construim câte un spital de urgență în fiecare regiune. Că acum avem la Iași, dar nu au aia la Bacău, nu au aia la Botoșani. Vedeți, și în planul USL-ului este pus să construim câte un spital în fiecare regiune. Te duci în spital, vara aceasta am avut necazuri cu un nepot și vara aceasta am fost și eu prin spitale, domne. Și am fost în spitale din Iași, care am zis, mă, cum se poate așa ceva în spital? Sunt câteva spitale mai, eu știu, curățări și la locul lor, dar restul sunt probleme grele în spitale, domne. N-avem medicamente, n-avem, eu știu, aparatură. De ce, domnul Băsescu, duci și tratează la, eu știu, la Viena? Și acum văd mai mulți politicieni ăștia care ia drumul la Viena. În România nu, eu știu, nu e bine. Ați văzut pe Brănșteanu, l-a condamnat unul dintre cei mai... unul dintre cei mai buni medici ai României l-a trimis și are proces penal. Că știi că el trebuie să-l las pe ăsta să se moară. Așa era în gândul la mai mulți. Vedeți comanda politică. Iarăși revenim la justiție. Ce, aici nu a fost comandă politică? Ce căuta Monica Macovei să spui la doc? Doctorul nu se implice, ce se implice? E treaba ei ce face medicul? E treaba lui Monica Macovei? Dar vedeți că a dat comandă aici în România și ce trebuie făcut? Și Brănișteanu, unul dintre cei mai buni oameni, medici care avem în România, vedeți că acum are proces penal. Când am văzut pe Ienei că l-a salvat, pe Dinu care era la Dinamo, l-a salvat, l-a operat, și pe mulți, și pe mulți alții, dar eu vă spun ce știu acum în ultimul timp. Și l-a trimis datorită lui Monica Macovei. Deci s-a bătut joc de... Nu avem închis, nu avem angajat suficient. Medicii nu-s plătiți, domne. Medicii nu-i plătit, medicul a terminat facultatea în România și îl duce și muncește
ca îngrijitor sau nu știu ce prin străinătate. Când au oprit angajările. E, aici vă întreb, ce anume trebuie făcut așa? Aici trebuie dat drumul. Medici să fie păstrați în sistemul românesc. Păi trebuie, medicul trebuie făcut o salarizare corespunzătoare. Trebuie, eu știu, sunt multe locuri unde sunt nevoie de oameni. Bun, dar toți politicienii au promis că vor rezolva aceste probleme. Credeți că în următorii 4 ani de zile se va rezolva? Eu zic că se rezolvă în următorii 4 ani de zile. Dacă am dat, am început să dăm drumul la spitale, am început să dăm drumul la angajări. Până acum spunea că să plece 7 să angajeze unul. De unde să plece 7 dintr-un spital ca să angajeze unul? De unde? Cum asta? Înseamnă că mai rămâne câțiva oameni acolo și mor oameni pe capete, domne. Ăstea sunt pederiștii care acum zice să luăm țara înapoi, când i-au luat-o ăștia, parcă era țara lor, nu era țara românilor de aici, care ne-am născut și am crescut în România, să luăm țara înapoi. Mai am aici o întrebare. Sunt mulți români care au nevoie de sprijin din partea guvernului pentru a avea acces la medicamente gratuite, la servicii medicale de calitate și servicii gratuite. Mă refer în special la cei în vârstă, oameni care în ultimii ani de zile găsesc din ce în ce mai greu în foarte mult pe medicamente. Ce ar trebui făcut aici? Aveam și fabrici de medicamente, aveam și un institut foarte important care producea medicamente. De ce importăm? De ce nu avem grijă de sistemul românesc? De ce bolnavii din România sunt obligați să cumpere mai degrabă medicamente din străinătate? Ce vreau să vă spun? Ăștia au desființat tot, domnule. Acum vrem să înființăm, eu știu, compania sa farmaceutică națională pe nucleul antibiotice Iași. Știți dumneavoastră, acum vreo câțiva ani vrea ca și fabrica aceasta de la Iași, antibiotice, să o scoată la privatizare, să vină să o iei străinii, să facă ce vor ei în România. Ori și atunci mulți au fost împotrivă și a lăsat-o. Și vedeți dumneavoastră, e o fabrică cu rezultate bune. E un colectiv acolo de oameni care merită toate laudele, domnule. E și o unitate strategică, nu? E o unitate strategică și mai avem unități strategice. Ați văzut institutul ăsta Cantacuzino de la București l-a desfințat. Ce dracu a făcut acolo, nu mai știi. Aduce acum vaccinuri, seruri, din astea le aduce din prin Danemarca, spune acum. Ei, acum am participat și eu la o discuție, unui director în anii vrea să vii să candideze ca senator. Și a fost lămurit de unele personalități și a spus, domnule, stai, nu te duci, stai să pui la punct că ducem ce făcea Institutul Cantacuzino să facem la fabrica de medicamente de la Iași. Vedeți, nu se mai fac licitații acum. Nu se mai fac. Acum vrem să băgăm înapoi, să facem licitații ca lumea, domnule. Nu vine fiecare și aduce medicamentul cum vrea el. Dar a existat dezinteres din partea, eu știu, a tuturor și a ministrului. Am început domnul Cepoi când a venit să facă ceva, dar vedeți că i-a găsit, cum a văzut că începe să facă, a venit Tani și a spus, știi că ai făcut ceva, când? Și omul a spus, bă, ce să fiu râsul lumii să mă cânte toată ziua ăștia pe la eu îmi dau demisia și gata. Vedeți Arafat, e un om extraordinar. E un om extraordinar. Chiar astăzi discutam și a venit președintele Consiliului Județean să facă eu portul ăsta la spital la noi aici, să vii, să contribui și primăria, să contribui și Consiliul Județean. Deci e o treabă cu smurdul ăsta extraordinară care a făcut-o. Că am participat și eu când a venit la Iași. Și salvează multe vieți omenești. Eu am fost acum vreo câțiva ani, am fost în Elveția, am participat și eu la o alarmă dată, că a vrut să ne demonstreze nou cât de repede pleacă salvările acolo. Păi acolo când a sunat, imediat, nu mai, stai că nu pornește mașina, dă-i, stai că n-am benzină, stai că nu știu ce, a plecat și...
și face niște lucruri bune, eu știu, arab. Bun, dar cu învățământul românesc ce veți face? Ce vor face politicienii cu învățământul românesc? În ultimii 20 de ani de zile, politicienii și-au bătut joc de educație. Iată, dacă ar fi să comparăm școala românească de înainte de 89 cu școala românească de după 89, cu siguranță veți ajunge și dumneavoastră la aceeași concluzie. Ce trebuie făcut? Ce aveți de gând să faceți după 9 decembrie, așa încât educația românească să redevină ce a fost odată? Și aici mă refer iarăși la salarizarea profesorilor, pentru că nu se poate să stea la catedră cu câteva sute de lei, 600-700 de lei, mă refer în special la debutanți. Apoi, programele școlare, unele sunt extrem de stufoase și nu încurajează performanța. Și o spun aproape toți profesorii. Iar în ceea ce privește strategiile pe care fiecare dintre miniștrii, noi care vin la Ministerul Educației, au dat peste cap în totalitate sistemul de învățământ. Fiecare ministru vine cu strategia lui. Așa se face că, iată, bacalaureatul l-am avut în toate felurile, cu tot felul de reguli. Și nu numai bacalaureatul. Ce trebuie făcut pentru ca politicienii să reușească să pună pe un făgaș corect învățământul din România? Și pentru o perioadă lungă de timp. Nu acum vine USL-ul sau alt partid, gândește ceva, peste două luni sau doi ani sau trei ani se schimbă lucrurile. Se schimbă ministrul, se schimbă și strategia. Domnul Cătălin, învățământul s-a bătut joc de el. Guvernul Boc s-a bătut joc de învățământ. Au umilit cadrele didactice, domnule. Le-au umilit pur și simplu. Aveți perfecte dreptate, cum am spus, cu salarizarea cadrelor profesorilor și a celorlalte cadre. Noi, eu am participat la Comisia de Finanță, când s-a aprobat bugetul, noi s-a stabilit ca să fie 6% din PIB, domnule. Când am participat și a venit Ministrul Finanțelor, era ăsta de la Brașov, cum îmi mai spune lui ministru la finanțe, și am spus, domnule, 6%. E, o să vedem. Și a dat 4% sau 3,5%. Dar vedeți, dumneavoastră, 3,5% nici ala măcar nu-l folosim la învățământ. Din 3 sau din 4, banii prima dată când faci rectificare bugetară, prima dată e de la învățământ ea. În cauza asta am ajuns. Odată, eu știu, toate școlile și tot ce se cheamă infrastructură, dar la primării. Dar o dat numai infrastructură, dar nu o dat și bani, domnule. Banii tot ei sunt la minister și fac și vor cu ei. De asta eu nu pot, n-am putut nimic. Toate școlile din Tătăruș, din Valea Seacă, din Conțești, din Topili, din Mirosovești, sunt cu probleme. Din Crestești, n-am făcut una, la Mosca, s-a turnat o fundație și a rămas așa, domne. M-am dus la inspectorat la doamna contracandidatul meu, eu n-am o critică, nu. M-am dus și am spus, doamnă, eu mă duc la ministru, am fost la funeriu, ajutați-mă, dați-mi și mie o adresă către ei ca să putem să facem, eu știu, la o școală, să continuăm investiția. O să vă dau. Săptămâna viitoare, iar mandru, săptămâna viitoare, cealaltă săptămână. Și nu mi-a dat dumne, fiindcă ei sunt în legătură unul cu altul. Am întrebat, dar de unde e ministrul ăsta funeriu, domnule? M-am dus la minister într-o zi, iese, o ieșit din birou, a plecat. N-ai, și i-a spus lui doamna, cum romanic, doamna, ăsta a fost cel mai slab ministru. Nu există, e cel mai bun. Ca drept dovadă, ați văzut și legea învățământului. Au trecut-o prin ordonanță de urgență, domnule. Și acum noi în Constituție să prevedem ca, eu știu, guvernul să aibă în fiecare, într-o singură ordonanță, nu 10, ordonanță de urgență. Au făcut ordonanță de urgență cu salarizare, au făcut ordonanță de urgență cu învățământul, eu știu, și cu altele, și n-ai ce să faci. Orice propunere care am venit noi la Comisia de Învățământ, când s-a dezbătut învățământul, orice propunere, orice amendament adus de oamenii PSD-ului sau PNL-ul, a fost respins și refuzat. Eu am participat odată la o ședință, iar a plecat un coleg, n-a venit.
Și orice spuneam, nimic. Nimic. Cu toate că președintele comisiei era, este un deputat PSD. Dar dacă l-au votat, ei votează invers. N-ai ce să faci. Poți să fii răz președinte. Deci a căutat și s-a bătut joc. A luat toate sporurile de la, eu știu, de la învățământ. Ce va face USL-ul? USL-ul va căuta. Ăștia au desfințat 2000 de școli, domnule, de la sate. Au rămas copii, n-au uns în viață și ce spune părintele? Bă, un să-l duc, nu-i mașină, nu-i zăpadă, e frigă, e ploaie, n-au mai dau la școală. Și ajunge analfabet. Ce va face USL-ul? USL-ul va redeschide școli, o să căutăm să umblăm, să modificăm, eu știu, legea învățământului. Sunt profesori care pe la sat, pe în rural, care trebuie să iasă la pensie. E profesor bun, e capabil să predie în continuare și îl trimite, îl scoate. Și așa și cu medicii sunt, tot așa se întâmplă. Deci o să căutăm și o să căutăm să dăm, eu știu, 6% din PIB, ca să poată și că dacă n-ai bani, uite la General 3 aici, sunt geamurile, ele cad în capul la copiii, dăm-i. Și n-ai, nu-ți dă nimeni. Am înțeles. N-ai bani. Mai mulți bani pentru educație. N-ai bani. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Vă urez succes în alegeri. Pe final, dacă aveți un mesaj să transmiteți celor care se uită la televizor, alegătorilor din Pașcani. Domnul Cătălin, eu vreau ca să transmit alegătorilor din Pașcani, din Cristești, din Tătăruș, din Valea Seacă, din Lespez, din Miroslovești, din Ciohorâni, din Mosca, să se prezinte, eu știu, duminică, pe 9 decembrie, să prezinte la vot, să votăm USL-ul, numai așa vom putea să refacem ceea ce a distrus, eu știu, portocalii ăștia, să căutăm să rezolvăm problemele oamenilor și să refacem sănătatea, să refacem învățământul, să refacem administrația. Sunt multe legi, cu legile cu asistență socială. Vedeți, dumneavoastră, că a tăiat de peste tot. Te duci la, vezi, prin satele astea, m-am dus, vezi, pe o bătrânică din asta, vine și spune, maică, dacă nu m-a ajuns, mor. Deci, păi trebuie să-mi iau medicamente, n-am cu ce. De ce am ajuns așa? Și ca să eliminăm aceste neajunsuri, să putem, trebuie să ieșim la vot, îi rog să iasă la vot pe 9 decembrie, să voteze USL-ul și după aceea să-l putem pe Traian Băsescu să stea în banca lui și guvernul să-ți facă datoria să repare tot ce a stricat portocalii ăștia. Altfel nu face nimic dacă nu iese la vot. Sunt unii care spun, ce să mă mai duc să mai votez? Trebuie să ieșiți oameni buni la vot, să votați ca să putem să scăpăm de portocalii ăștia odată. Bun, vă mulțumesc mult, succes în alegeri, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim. Este apreciat de primarii din Pașcani și comunele din împrejurimi pentru că i-a sprijinit să obțină bani pentru investiții. Este cunoscut că nu se dă bătut, că insistă până ce rezolvă problemele celor care l-au trimis în Parlament. Este apreciat până și de cei care au fost adversari politici. Este Neculae Rățoi, unul dintre cei mai respectați deputați ai României. Votați un deputat cu experiență pentru vremuri mai bune. Votați USL pentru o Românie puternică. De 22 de ani așteptăm schimbarea care să ne facă viețile mai frumoase și mai bune. Avem nevoie de schimbări profunde. Avem nevoie de viziune, implicare și curaj. Eu vă ofer un plan real pe care vreau să-l realizăm împreună. Un plan care va aduce banii europeni aici la Pașcani și va crea locuri de muncă prin investiții străine. Un plan pentru educația fiecărui copil. De dragul copiilor noștri, împreună vom face schimbarea. Liliana Romaniuc, deputat. Schimbă sau rămâi la fel.